Coronavirusul afectează tot mai mulți botoșeneni. În ultima perioadă, numărul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut semnificativ, iar în acest weekend aproape s-a dublat. Grupul de comunicare strategică a raportat pentru județul Botoșani, în data de 6 aprilie, 84 de cazuri confirmate, cu 40 mai multe față de ziua de vineri, când erau confirmate 44 de persoane. În creștere este și numărul botoșenilor carantinați. Față de duminică, numărul acestora a crescut cu 100. Prefectul județului Botoșani a anunțat că de astăzi a fost pus în funcțiune și aparatul real-time PCR, care va permite testarea mai rapidă pentru mai multe persoane. Cred că de ieri, dacă mă știu, să de azi dimineață este funcțional noul PCR real-time. Ne dorim ca, nu neapărat prioritate, dar prioritar la efectuarea testelor să fie inclusiv personalul medical care lucrează în secțiile COVID. La nivel național, numărul persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2 a trecut de 4.000. Dintre acestea, 406 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, peste 160 de români diagnosticați cu infecție cu COVID-19 au decedat.